Bun găsit la un nou episod în premieră, sunt Carmen Avram. O anchetă cu imagini și declarații revoltătoare despre dezastrul din pădurile României începe chiar acum. Am tras de nenumărate ori semnalul de alarmă în privința jafului din pădurile României. Am făcut anchete, am demonstrat ilegalitățile comise de companii mari, am cerut investigații. Degeaba. Tăierile continuă în ritm susținut, lăsându-ne și fără păduri și fără zeci de mii de locuri de muncă. Recent a venit o veste bună, noul cod silvic în care au fost introduse prevederi antimonopol și măsuri pentru protejarea micilor afaceri locale, era trimis la promulgare. Dar, surpriză, președintele țării l-a înapoiat Parlamentului pe motiv că discriminează companiile străine. Așa că am decis să vă oferim noi detalii privind modul în care aceste corporații înțeleg să facă afaceri în România și cu ce consecințe. It's not a problem of rigidity from our side, because you decide what you want to sell. Because what we have so far, that contract, I was looking at it, we have, it's pretty precise about, you know, 35,000 cubic meters over the 7 years, and I'm thinking that, especially for our business model of expansion here, that it would be smart to cut maybe the totals of spruce in 3 to 4 years as opposed to the 7 years. 4 years. It's not a problem for us. Acesta este un fragment dintr-o discuție înregistrată cu camera ascunsă între un investigator străin care s-a prezentat drept proprietar de păduri în România și un înalt oficial al companiei Holz Industrie Schweighofer. Iar din conversație reiese că această corporație, care exploatează lemnul țării de 13 ani și care a susținut mereu corectitudinea afacerilor ei, e totuși dispusă să cumpere și lemn tăiat ilegal din munții noștri. Capcana i-a fost întinsă de Alexander von Bismarck, director executiv al unei organizații internaționale care luptă împotriva tăierilor ilegale peste tot în lume. A decis să vină în România pentru că primise informații despre nereguli care s-ar înregistra în afacerile companiei Holz Industrie Schweighofer. Ce a descoperit, spune el, a fost mai mult decât se aștepta. We went undercover with Schweighofer offering illegal wood. And it was absolutely extraordinary to find out how willingly the company accepted our wood. Încă de la prima întâlnire, susține Alexander, reprezentanții Schweighofer s-au oferit să primească lemnul tăiat ilegal și, mai mult decât atât, să-i dea și un bonus. It was a surprise for me too. I've been doing this a long time, and often we have to go to great lengths to put people at ease, to develop enough trust that they tell us about their operations. In this case, it was in the first 10 minutes. La a doua rundă de negocieri, Alexander s-a întâlnit chiar cu directorul de achiziții al Holz Industrie, Carl Schmidt, căruia investigatorul i-a făcut aceeași ofertă, de a-i vinde lemn tăiat într-o perioadă mai scurtă de timp decât prevede legea silviculturii. Iar răspunsul oficialului austriac a fost afirmativ. So we discussed before, we have, you know, a situation where we have some contracts that I find to be inflexible in terms of, they say I can cut this amount this year. Mm-hmm. I'd like to cut, in the case of Obsa-Rubesh, not 3,000 in the first year, but about 6,000, for example. And I just need to have an offtake agreement that is willing to take that. I hear the figures you're talking about. We are cutting here per day 5,000 cubic meters per day. I have every day 120 trucks. Day and night they're coming. So we are here very flexible. So even if I'm limited by the contract with the community, 3,000 or whatever, I've got another 3,000 or another 4,000, that gets me to 20,000. It is no problem. You are welcome. If I can produce more from those places, I can bring them here. No problem. And you mentioned a potential bonus system. Yes, for sure. This is what I mentioned in the beginning. Depends on volume and seriousness. You get certain volume, certain bonuses. At the end of the month,
at the end of the quarter. Mai exact, spune Alexander, compania austriacă ar fi urmat să plătească $10 în plus pentru fiecare metru cub de lemn adus în afara contractului. O politică de business despre care investigatorul susține că nu e o excepție la Holz Industrie. From what they said in an undercover meeting, it's part of their business model. They talked about how big they were, that they were proud of their size and how fast they were able to get to such a dominant position in Romania. And they talked a lot about the pressure that they have to feed their capacity. The thing is simple. In Romania, I harvested about 7 million cubic meters of softwood. If we run in full, we need 4.5 million ourselves. Actually, if we want to run in full and only with domestic wood, there's no place for others. They certainly never had any concerns about accepting illegal wood. I mean, there was no suggestion that you have to make sure that your contract with the communities is adhered to, or let's see the paperwork, or, you know, there was none of that. I gave them every opportunity to say no to me. And unfortunately, they said, please give us the wood and give us as much as possible, even though we just heard that you're not allowed to cut it. Președintele unei asociații a proprietarilor de păduri nu se miră de dialogul înregistrat cu camera ascunsă. E o practică încetățenită la compania austriacă. Se folosește, spune el, de alte firme românești ca să primească lemn, chiar dacă e tăiat ilegal. Dar până astăzi, recunoaște, nu s-a putut dovedi că Holz Industrie încurajează acest tip de negociere. Această companie spune că ea nu primește lemn ilegal. Aceasta este poziția lor oficială. Ei nu recunosc că ar fi primit vreodată lemn ilegal. Ei, pe de altă parte, spun că nu este treaba lor să vegheze circuitul masei lemnoase, să-l supravegheze de la proprietarul de pădure sau de la statul român până la poarta fabricii, că sunt alte autorități care ar trebui să își facă treaba. Mai exact, compania austriacă are nevoie de cât mai mult buștean pe care să-l exploateze și în cei 13 ani de când e aici, a deschis două mari fabrici, la Sebeș și la Rădăuți. Acolo se prelucrează zilnic peste 7.000 de metri cubi de buștean, ceea ce înseamnă că în fiecare oră, pe porțile Holz Industrie Schweighofer, 8 camioane pline de lemn descarcă marfă, după care pleacă în păduri să reîncarce. În fabrici, marfa e transformată în cherestea și exportată peste tot în lume. Cum cererea pe piața externă e mare și dorința austriecilor de a face profit la fel, au început să cadă sub drujbele flămânde, inclusiv păduri din România, care nu intrau în contractele semnate de Schweighofer cu statul. Dar nu austriecii tăiau, o făceau românii pentru ei. Efectiv, s-a înființat o societate comercială cu o investiție de 2, 3, 4 mii de euro. S-au cumpărat câteva hectare care au fost tăiate la ras. Totul s-a tăiat ilegal. Și au fost câțiva care și-au asumat acest risc. Rășinoasele, mare parte, au ajuns la Schweighofer și tot la Schweighofer au ajuns și exploatările ilegale de la stat. În județele Alba, în județul Cluj, în județul Bihor, unde au dispărut sute de mii de metri cubi de rășinoase numai pe raza unui col civil, la Gârda sau la Mărișel în Cluj sau undeva în sud spre Dunăre tot la un col de stat. Iar compania a înghițit tot ce i s-a oferit, fără să pună prea multe întrebări. Businessul rămâne curat în acte, deși lemnul i-a adus de negustori fără scrupule, sugerează Alexander von Bismarck. That was also disturbing to me. Carl Schmidt talked about how he came 13 years ago to Romania and how he set up the business. And he said that at the time, nobody believed that he could cut that amount of wood per year. You know, he was clearly very proud that he'd been able to do so. He said, don't ask me how I did it, but I did it. But then, of course, you know, he showed immediately afterwards how he does it. He clearly does it by accepting illegal wood, which he did with me. Astfel de contracte, la limita legii, au fost încheiate de compania austriacă încă de la începutul anilor 2000, când a deschis la Sebeș prima unitate de prelucrare, spune Bogdan Tudor. Ei au creat un sistem comercial prin care au pus o presiune enormă pe piață, pe firmele care se ocupau cu exploatarea masei lemnoase, să le livreze lemn, presiune care s-a tradus din 2005 încoace în tăieri ilegale masive. Cineva se duce și promite că va livra 22.000 de metri cubi, fără să spună de unde, sau să justifice că are
posibilitatea legală de a exploata această cantitate de masă lemnoasă prin contracte sau care o proprietate forestieră care să permită această cantitate. Și a doua zi, a treia zi, primea în cont un avans de 300-400 de mii de euro. E clar că ei nu puteau să exploateze legal în termenul prevăzut în contract, 6 luni, cantitatea respectivă, și atunci efectiv au tăiat ilegal și au livrat masa lemnoasă la Schweighofer. Iar acest sistem a funcționat în toată țara. Holz Industrie Schweighofer nu a fost niciodată anchetată pentru tăieri ilegale, dar numele ei apare în diverse rechizitorii ale procurorilor din dosare penale deschise companiilor românești partenere. În ultimii 20 de ani, la noi s-au tăiat ilegal aproape 400 de mii de hectare de pădure, adică 54 de hectare pe zi, în mare parte de pe suprafețe aparținând statului român. Și, în timp ce paguba țării se ridică la 5 miliarde de euro, marile companii prosperă. Fabricile astea foarte mari sub tot lemnul. Ele lucrează zi și noapte. Când treci pe lângă fabrica de la Sebeș, la Curtea de Argeș, la Rădăuți, vezi adevărata dimensiune acolo, la aceste fabrici, și în port la Constanța. Iar în cifre vedem că pădurea bătrână din România începe să dispară. Activistul Gabriel Păun a investigat, printre altele, tăierile ilegale din Parcul Național Retezat, o altă zonă din care sunt alimentate fabricile Holz Industrie Schweighofer. Având suspiciunile lui, a urmărit un camion plin cu lemn din pădure și până la porțile fabricii. N-a putut să treacă dincolo de ele pentru că a fost agresat de angajații ai companiei. Am un camion cu lemne din Parcul Național Retezat pe care vă rog frumos să-l verificați. Bun, rămâneți, vă rog, 2 secunde. Aștept, mulțumesc. Vă rog, transportul este ilegal. Care este direcția de mers? A ajuns deja, intră pe poarta fabricii de la Sebeș, la Schweighofer. Domnule, ăsta e lemn din parc național ilegal. Aveți timp să filmeze parcare, te rog. Da, intră pe poarta fabricii, da, și este ilegal. Păi, ai, da, nu cred că este ilegal. Ba, este foarte ilegal. Am fost permanent pe domeniul public. Cu toate acestea, 3 paznici de la poarta fabricii au tăbărât pe mine. Nu reprezentam niciun pericol. Luați mâna de pe mine. Nu dăm drumul de aici. A venit poliția. Să vină poliția, e lemn din Parcul Național Retezat. Pe cine apărați voi? Pe cine apărați voi? Păzim firma. Ce, dacă are aviz? Ai văzut matale cum au tăiat? Păzim firma asta. M-au atacat, m-au pus la pământ, spray și alte chestii. Pleci, bă, acum să nu pleci. Nu plec nicăieri. Nu ne crea nouă probleme. Gabriel Păun a făcut plângere penală împotriva paznicilor pentru agresiune. Spune că și-a asumat toate riscurile, sătul să aștepte autoritățile să-și facă treaba, adică să verifice pas cu pas dacă toată marfa care intră la Schweighofer respectă legislația. Atâta timp când nimeni nu urmărește lemnul, cum am făcut în cazul ăsta, din pădure până la fabrică, nimic nu se poate mișca. Degeaba facem reportaje și plângem la cioate. Cred că pentru un număr de cel puțin 10-20 de ani, România ar trebui să limiteze exporturile pentru a recupera puțin din ceea ce am pierdut. Dacă mergem în port la Constanța, în orice moment găsim cel puțin 2-3 vapoare încărcate cu câte 8.000 de tone, în care pleacă ca destinații principale în țările arabe, mii de containere pe lună care pleacă în China și Japonia. Deci țări care depind de lemnul din România. Păi numai Schweighofer singură exportă din țara noastră în 60 de țări din lume. Beneficiind de contracte profitabile cu statul român, Holz Industrie Schweighofer a ajuns cel mai mare jucător de pe piața românească și foarte aproape de monopol. În 2013, profitul ei a fost de 93 de milioane de euro, în condițiile în care, în 2009, abia atinsese 22 de milioane. Nimeni și nimic nu o poate împiedica să-și ducă afacerea mai departe. O recunoaște chiar conducerea companiei în discuția cu investigatorul străin. We started big pressure from government side because we are too big already. They want to change forest law against us and all these stupid things. Politics here are such that it's possible to influence. There was a lot of illegal cutting, stealing and so on in the last years in Romania. So in Romania people were listening. It was a sensitive point of
wood. So, okay, it was good in politics now, in being election year, to make big noise and to say, look, we will stop everything, we'll do everything. And how it came now out, I'm sure the same it will disappear again. Și, după ultimele evoluții, s-ar putea să aibă dreptate. Noul cod silvic prevede limitarea accesului la materie primă în fabricile de cherestea, împiedicând apariția monopolului. Dar, de când a apărut, a născut nenumărate controverse. De parcă politicienii noștri n-ar fi înțeles cât de important e să ne păstrăm pădurile. Asta spune fostul ministru Doina Pană, care se află printre inițiatorii modificărilor din noul cod silvic. De 4 ani de zile se tot încearcă prin Parlament să scoată un nou cod silvic. De ce durează așa de mult? Pentru că nu s-a vrut. Nu s-a vrut pentru că în spatele oamenilor care trebuiau să voteze se află interesele unor agenți economici. Și asta. Există voci din partea marilor firme care susțin că acest lucru i-ar conduce la mari pierderi pentru că au făcut investiții foarte mari, că s-ar pierde multe locuri de muncă. Nu, nu s-ar pierde locuri de muncă. Dimpotrivă. Ar crește numărul de locuri de muncă și ar crește sănătos. Dar lobby-ul străin e foarte puternic. Imediat după apariția articolului din noul cod silvic privind măsurile antimonopol, ambasada Austriei și directorul general al Holz Industrie, Gerald Schweighofer, au trimis scrisori către președintele României și Ministerul Pădurilor, cerând eliminarea prevederii. În caz contrar, România riscând un proces la Centrul Internațional de Rezolvare a Disputelor de la Washington. La o conferință de presă din luna aprilie, oficialii Schweighofer au declarat că limitarea la 30% a materiei prime este abuzivă. Alături de directorul Holz Industrie din România, s-a aflat atunci și Carl Schmidt, directorul de achiziții înregistrat cu camera ascunsă. Deși la eveniment au fost luate în discuție și cazurile în care compania austriacă a beneficiat de lemn ilegal și a încheiat contracte cu oameni de afaceri cercetați penal, conducerea Holz Industrie a refuzat orice comentariu pe o altă temă decât codul silvic. The reason why we are here together is to discuss the contents which are mentioned by the letter of the president, and we should keep it rather technical than emotional or going apart from the team. There's a tax law, there's a transport law, there's a forestry law, there are different kinds of laws, and from our standpoint of view, it is undermining the forestry law itself if there are sometimes imported also regulations or rules from the competition law. So it should be ruled where it fits. And we have a trust in the Romanian legal system that the competition law itself is ruling completely what's necessary to have a fair and good competition on the market. That's all what I have to say to this point. Și totuși, din perspectiva concurenței și a unor eventuale nereguli, ar mai fi multe de spus. În primul rând, nu s-au făcut investigații privind acuzele de monopol aduse companiei austriece. În al doilea rând, coincidență sau nu, actualul avocat al Schweighofer este un fost director al Consiliului Concurenței, chiar instituția care ar fi trebuit să facă aceste investigații. Președintele Consiliului ne asigură că totul e legal. Am lăsat la o firmă de avocatură, că e austriacă și care are clienți de multe ori austriaci. Nu e nimic ilegal în asta. Eu pot să-mi pun doar niște semne de întrebare, de ce nu s-a făcut nicio anchetă privind monopolul pe piață? Acum când schimbăm legea, vreau să întărim regulile privind conflictul de interese, adică să fie mai clare restricțiile când pleci din Consiliu, unde ai voie să te duci și ce ai voie să faci. Noul cod silvic a fost votat de Parlament, dar președintele țării a refuzat să-l promulge, unul dintre motive fiind chiar articolul privind limitarea accesului la buștean. Iar președintele Consiliului Concurenței îi dă dreptate și spune că statul ar trebui să găsească alte pârghii antimonopol. Din păcate, soluția care acum în lege textul ăsta, cum spuneam, nu cred că poate să reziste legal. Dacă cineva e mai eficient, ar trebui lăsat să fie mai eficient. Păi și până când îl lăsăm? Papel... Până când îl lăsăm? Îl lăsăm așa să dezvolte până când? Da. Până când? Până când e ineficient. Păi o să fie ineficient când nu o să mai aibă ce să mai tai.
și când nu o să mai aibă ce să mai taie, o să se mute în altă parte. De tăiat cât tăiem, asta decidem noi, că noi suntem proprietarii pădurii. Noi, statul. Asta nu-i treaba firmei, că e mică, că e mare. Nu ea decide cât se taie. Doar că până acum, statul a luat decizii care s-au dovedit devastatoare pentru munții României. Dacă în 2008 s-a permis tăierea a 4,7 milioane de metri cubi de lemn din pădure, în 2014 s-a ajuns la 7,8 milioane de metri cubi. Și, prin contractele generoase încheiate de stat cu companiile străine, s-a distrus industria autohtonă de profil. Aceste mari firme au creat circa 12.000 de locuri de muncă, dar în detrimentul altor vreo 50.000 de locuri de muncă care au dispărut. În momentul în care limita este ce introduce această măsură antimonopol, înseamnă că și firmele mici din zona montană rămân pe piață. Deci au acces și ele la licitații. Astea lucrează cu forță muncă autohtonă. Este modul în care au trăit generații după generații din zonele de munte, din pădure. Și au știut și să prețuiască pădurea. Pentru că pădurea era singurul venit. Într-adevăr, așa au trăit, din pădure. Dar asta e deja istorie, pentru că de 25 de ani, statul român și-a făcut un obicei din a-și ignora proprii cetățeni, lăsându-i să moară de foame. Oamenii de pe Valea Rieșului au venit astăzi la Câmpeni, pentru că ei nu mai pot trăi în acest fel. Nu mai pot trăi văzând ce se întâmplă în munții noștri, cum pleacă pădurea la alții. Hoții, hoții, se lupte cu hoții. Acum un an, sute de moți din Gârda de Sus, județul Alba, ieșeau în stradă, sătui să asiste neputincioși la jaful din Apuseni. Pădurile care i-au ajutat să supraviețuiască secole la rând au fost exploatate atât de mult încât s-au transformat într-o mare de cioate. Oamenii din zonă au ajuns să nu mai aibă nici lemn de foc pentru iarnă. Pentru ei este lemn de clasa întâia, pentru noi uscături. Și-au luat deci dreptatea în mâini și au plecat să-i scoată din pădure cu forța pe cei care au văduvit de lemn țara moților și România toată. Hoții! La un an de la difuzarea acestei anchete, ne-am întors în Apuseni, ca să vedem dacă între timp a venit vreun guvernant în zonă și dacă soarta moților s-a schimbat în bine. Optimismul nostru moderat a murit de cum am intrat în Gârda de Sus. Față de anul trecut, s-a schimbat ceva? Nimic. În rău. Mai rău. Mai rău. Mai rău. Dar ce mai întrebați unii să ducem masele noastre? Pentru ce masă? Știe clar. În toată țara asta știe că Holțul exploatează în zonă. Pentru ce mai? Eu m-am gândit că s-a schimbat ceva de anul trecut. Ce să schimbe? Ce să mai schimbe? Să fie mai rău. Deci să știe de sus că acolo se duce tot lemnul, din toată România asta. Mai grav, spun moții, statul îi persecută în continuare tot pe ei, acuzându-i că taie ilegal, deși știe bine că lor le-a interzis să intre în pădure. Se duc străinii prin munți, văd defrișerile și le arată pe moți cu deajitul. Zice, bă, voi v-ați tăiat pădurile. Când în realitate pădurile noastre le-au dus altcineva și noi suntem alătați cu deajitul. Deci își duce pâinea de pe masă și își arată cu deajitul. Ne duceau prin Franța, prin Austria, prin Germania, toată lumea vorbea de dezvoltare durabilă, folosind resursele din zonă. E, noi nu avem acces la resursele noastre. Resursele noastre din zonă le duc alții. Atunci, de ce dezvoltare durabilă putem vorbi? E, imediat în 2003 s-a semnat contractul cu Schmeichover. Când s-a semnat contractul cu Schmeichover, nu s-a mai ținut cont de nicio lege. Și nu s-a ținut cont nici de câte autorizații de meseria și prelucrarea lemnului erau numai la nivel de țara moților. În fiecare comună erau cel puțin 2-300 de autorizații de meserie. Alea locuri de muncă pierdute și beneficiari de ajutoare sociale. Asta n-ar trebui să se întâmple, căci în Apuseni există o veche lege a moților prin care fiecare familie ar trebui să primească de la stat între 10 și 15 metri cubi de lemn pe an. Dar această lege nu mai e respectată și micile afaceri locale fie au dat faliment, fie se pregătesc să-l declare. Mircea Negrea e în această situație. De anul trecut n-a mai primit cota de lemn și utilajul cu care făcea bani ruginește în curte. Stau și ne uităm, cum trec mașinile, drumul ne-l strică, lemnul nostru calitate pleacă la holț și noi stăm și privim spre nord. Și parcă te doare sufletul. Te doare sufletul, că pleacă pădurea și noi nu avem ce lucra. A participat și el la protestele de anul trecut și spune că imediat după ce a fost difuzat reportajul la televizor, el și alte 10 de moți au fost supuși la presiuni. Ne-au amenințat
și ne amenință în continuare poliția ăștia să nu mai ieșim la ei în drum, să nu mai oprim. Am fost la București, ne-am luat avocat ca să putem scăpa, să nu ne facă dosare penale. Deznădăjduit, spune că i-a mai rămas o singură șansă. Drumul străinătății, altceva n-avem ce face. Ne lăsăm munții ăștia, gospodăreile și plecăm. Asta e starea oamenilor din Apuseni, care pendulează între furie și disperare, iar când se uită spre munții dezgoliți, încep să plângă. Datorită acestor dezastre care îs, au rămas munții Apuseni pustii. Țin de caz când vezi în ce hal am ajuns la 70 de ani să nu-ți mai poate sta un copil în țară din cauza unor umflați care nu ai încăp în pantaloni. Am cel puțin 20 de reclamații făcute la Poliția Câmpeni, la Poliția Județeană și acum am ajuns că cel mai mare reclamaziu, pentru că toată lumea tace, frica păzește țara. Dar plânge degeaba și nu de azi de ieri. Statul, care ar trebui să-l protejeze pe el, l-a abandonat, lăsându-l să asculte neputincios zgomotul drujbelor care pun copacii la pământ. Așa au stabilit mării nimoși guvernanții noștri. În 2003 au dat o lege, valabilă 10 ani, în care spuneau că marii procesatori au dreptul să-și aleagă cel mai bun lemn din pădurile statului. Și, cum încă de pe atunci, cel mai mare procesator era Holz Industrie Schweighofer, compania austriacă a fost principalul beneficiar al acestei prevederi. Contractele au expirat în 2013, dar ce a rămas în urmă, spune fostul deputat Corneliu Olar, ne va bântui decenii de acum încolo. Uitați ce avem, ce în spatele meu și pe lângă. Asta au câștigat țara noastră în cei 14 ani. Făcută cu legea, cu voia lor, cu cei care au guvernat. Fură, fură cu factură, știi? Cum era contractul ăsta? Ei aveau prioritate. Dreptul de preemțiune. Veneau primii, își luau cota. 35.000 de metri cubi și alegeau poziția cea mai bună și lemnul de calitate. După care se scotea la licitație pentru firmele românești și vă dați seama ce rămâne. Domnul ministru Sârbu știa să-l întrebați de ce au făcut contractele astea devastatoare pentru România. Pe termen lung, eu cred că tălăcomia au fost acolo. Ăștia nu au venit cu buzunarele goale în România. N-au venit să câștige țara noastră, cu nimic. Unde merg impozitele care... impozitele merg la statul român? Să știți că ei nu plătesc nici TVA la statul român, știți treaba asta. Dar, spune el, guvernul din 2003 n-a venit decât să legifereze o stare de fapt. Companiile străine începuseră să taie pădurile României cu mult înainte de a semna contractele cu Rom Silva. La înțelegere cu ocoale silvice private și administrații locale, mii de hectare au fost doborâte în perioada 1999-2002, pentru ca buștenii să plece peste hotare. Prima dată au transportat lemnul masiv, lemnul brut, în Austria. Îl duceau la gară în Huedin, după care îl transportau în Austria și ca să vedeți ce contracte erau atunci în favoarea lor, recepția se făcea în Austria și de acolo venea recepția calitativă și cantitativă. Cam ce contracte am făcut noi în defavoarea noastră, a românilor? Deciziile păguboase ale guvernanților au lăsat pe drumuri peste 5.000 de oameni numai în Apuseni. Mulți dintre ei lucrau în fabrici de mobilă care au dispărut. În toată zona au mai rămas 3 unități cu 600 de angajați, dar nici acelea nu se simt bine. Patronii lor se zbat în fiecare zi să supraviețuiască într-o luptă inegală. Pentru că au capital de 10 de milioane de euro, austriecii își permit să ofere în licitații cel mai mare preț, să cumpere tot lemnul de calitate și apoi să dea cheresteaua la vânzare la prețuri inaccesibile localnicilor. Așa s-a ajuns la situația în care proprietarii unor fabrici construite la poalele munților să fie obligați să caute ajutor pe la vecini. Noi căutăm materie primă în Ucraina, chiar avem un agent care este pe teren în Ucraina zilele astea. Acum ne orientăm spre a aduce de acolo panouri sau produse semifinisate. Sorin Sălăjean și-a deschis fabrica în 2009 și împreună cu cei 200 de angajați produce mobilă din lemn masiv pentru export.
Spune deznădăjduit că e din ce în ce mai greu să găsească buștean de calitate, iar el și puținii oameni de afaceri rămași se bat pe resturi. Să știți că în ce privește viitorul fabricii este unul foarte sumbru, în condițiile în care nu se va schimba nimic. Cât credeți că o să mai rezistați pe piață? Dacă nu vom reuși să ne reprofilăm producția până în 5 ani, maxim. Dacă se va merge în ritmul ăsta, probabil că în 5-10 ani nu vom avea nici pădure și nici mari jucători și nici mici jucători pe piața de lemn. Dar eu încă sper că să nu fie prea târziu. Eu mă întreb dacă se mai poate fura din țara asta. Dacă mai este ce. E o luptă de care afli și când ajungi în nordul Moldovei, unde se află cea de-a doua fabrică a austriecilor. Nici la Rădăuți nu-i poate concura nimeni pe piața de lemn. Nu avem cum, fiindcă licitațiile care se fac, prețurile ajung foarte sus. Și noi, în momentul de față, nu reușim să cumpărăm lemnul. Și de la persoanele fizice, inclusiv, achiziționează tot cei de la Schweighofer, din cauza că au prețuri mari în comparație cu prețurile care sunt în momentul de față în piață. Agenții economici care cumpără, o fac în numele lor. Cumpără buștean și îl vând lor. Și atunci, noi, cei care avem fabrici de cherestea, nu mai reușim să ne apropiem de prețurile lor. Ninel Vișan spune că nu a câștigat niciun metru cub de buștean la ultimele licitații. Îl doare sufletul că în țara lui alții o duc bine, iar el se chinuie să trăiască de pe o zi pe alta. Și se uită la țările vecine, întrebându-se frustrat de ce acolo oamenii politici au înțeles că ar trebui să țină cu dinții de resursele naturale. Începând cu 1 ianuarie 2016, Ucraina va opri exportul de lemn. Sunt un pic mai deștepți decât noi. Se pare că da. Bulgaria, de asemenea, am înțeles că a oprit deja exportul de buștean. Atunci noi am rămas în România cu Schweighofer și cu durerea de cap. Dar uneori, până și Schweighofer are dureri de cap. Anul trecut, la ultimul control al inspectorilor de la Ministerul Mediului, s-a găsit lemn ilegal în depozitele companiei. Aproape 10.000 de metri cubi fără proveniență legală au fost confiscați. În plus, procurorii DNA au descoperit că terenul pe care a fost construită fabrica de la Rădăuți a fost obținut ilegal. Mai exact, printr-un fals în documente făcut de omul de afaceri român care s-a ocupat de achiziționarea celor 42 de hectare și de un judecător. S-a dovedit că, de fapt, omul de afaceri ar fi avut interes ca să compacteze toate aceste suprafețe de teren într-una singură spre a fi vândută. Dosarul a fost trimis în instanță în luna octombrie și asupra acestor terenuri procurorii au dispus măsura sechestrului asigurator. Cu toate acestea, Schweighofer merge mai departe, pregătindu-se să inaugureze o nouă fabrică de procesare a lemnului, a treia. Se află în comuna Reci, județul Covasna, și se estimează că, după darea ei în folosință, Holz Industrie Schweighofer va ajunge să prelucreze peste 4 milioane de metri cubi de rășinoase pe an, adică mai mult de jumătate din totalul volumului la nivel național. Și asta, spun specialiștii, ar trebui să îngrijoreze multă lume. De fapt, nu doar fabrica de la Reci este miza, ci întreaga industrie a exploatării forestiere și a prelucrării lemnului, care e practic criminalizată în România, adică e mafiotizată. Și asta are o groază de efecte secundare absolut devastatoare asupra societății românești, nu doar asupra mediului, și asupra statului de drept, până la urmă. La fel ca în Suceava, fabrica e așezată pe 50 de hectare de teren, cumpărate tot cu ajutor de la oficiali binevoitori. Se vehiculează des numele senatorului UDMR, Olaș Gergei, personaj bine cunoscut în Covasna și care s-ar fi ocupat de tranzacție chiar în timp ce era judecat pentru trafic de influență într-un alt dosar. În casa lui Olaș din Sfântul Gheorghe ar fi avut sediul firma elvețiană care a achiziționat terenul. Primarul din Reci confirmă, deși n-ar ține neapărat. El a fost atunci senator și el a fost omul de legătură. Ce înseamnă că el a fost omul de legătură? Adică... Păi el a cunoscut pe domnul Schweighofer. Dumneavoastră știați că firma asta, Sece Rutega din Sfântul Gheorghe, avea sediu acasă la domnul Olaș Gergei? Nu. E o surpriză pentru dumneavoastră?
Surpriză. Ce surpriză să fie? Că o firmă care acum a achiziționat terenul. Că... Dar nu vi se pare ciudat că domnul Olos a pus la dispoziție domiciliul lui pentru o firmă care a făcut tranzacțiile astea? Ce să zic la asta? Ar putea să spună, de exemplu, dacă știa că în această tranzacție oamenii din Reci au vândut, fără să li se fi spus adevărul despre destinația terenului. Când s-a auzit prima dată în localitatea Reci că o să fie făcută aici fabrică unde o să prelucreze lemnul? De ce râdeți? De-aia râd, că știu de ce. De-aia că prima dată a fost vorba, că nici n-a fost vorba de fabrică. A fost vorba că o să fie, facă o plantație din arbuști. După aia am aflat că se face fabrică. S-a dus la toți oamenii care au avut pământ și a vorbit cu ei așa. De numele de Olos, dumneavoastră ați auzit? Olos Gheorghe. El e cu terenul astea, a fost senator și el s-a ocupat mai mult, mi se pare. Imediat după ce au cumpărat terenul, austriecii s-au apucat de construit. Atât de repede, încât oamenii din Reci nici nu s-au dezmeticit bine după vânzare și deja s-au trezit cu o fabrică mastodont la marginea satului. Singurul care a reacționat, deși fără rezultat, a fost un ONG care a dat în judecată statul român, Consiliul Județean Covasna și compania austriacă pentru că au permis construcția fără un studiu de impact asupra mediului. Mi se pare absolut aberant ca un asemenea proiect care impactează nu doar această zonă, ci și județele limitrofe de unde se va exploata lemnul, să nu trebuiască să efectueze acest studiu. De ce fug autoritățile? De ce dispar autoritățile? Ei nu mai sunt prezenți. Statul nu mai este. Când e vorba de un asemenea investitor, poți căuta statul și reprezentantul statului cât vrei, dar nu-l găsești. Într-adevăr, nici noi nu l-am găsit. Am vrut să întrebăm Consiliul Județean Covasna de ce a permis această investiție care, în mod evident, va avea impact negativ și asupra pădurilor și asupra industriei locale. Dar, în ziua în care ne-am anunțat venirea, toți oficialii, inclusiv președintele Consiliului, au dispărut ca o specie rară. Domnul președinte, este? Nu este. Nu este? Sunteți sigur? Păi de ce v-ați zice dacă nu sunt sigur? Păi eu știu. Vine astăzi, cumva? Nu știu, că e plecat din localitate. Doamna secretară, secretarea dânsului este? Din secretarea a plecat undeva și ăsta. Secretarul se ocupe, responsabilă cu presa și sunt plecați undeva ceva ședință. Toată lumea e plecată? A zis, atâta mi-a lăsat să cereți un timp, iar când, adică o dată când poate să le primească. Că... Nu știu cu cine ați vorbit dumneavoastră, că mi-a zis că trebuie să vorbim, dar ei au trebuit să plece și... Atunci și au trebuit să plece. Și nu mai sunt. Nu mai sunt. De la Antena 3 sunteți, nu? Da, de la Antena 3. Noua fabrică de la Reci va putea procesa, ea singură, o cantitate enormă, aproape 1 milion de metri cubi de rășinoase. Asta le dă fiori oamenilor de afaceri din industria locală a lemnului. Dar, știind bine cum merg lucrurile în România, nici unul nu vorbește deschis despre asta. Le e teamă că vor fi excluși din licitații și vor pierde și puținul lemn pe care și-l permit. Așa că au decis să-și calce pe principii. Aceste firme sunt coloși. De vreo 11 ani și șoaie, eu cred că acel capital imens ce are în România, față niște guverni din România. El are banul, scoate toate autorizațiile ce trebuie. Ai instrumente să împiedici să facă investiție. Deci hai să căutăm să vedem cum putem trăi cu el. Lângă el. Cu el în zona aici. Produse mai mult de 4 metri nu poate procesa. Și atunci agenți economici mici care sunt, o să profite luând aceste comenzi și lucrăm pentru ele. Asta a fost principiul meu pe care am mers. Foarte mulți au zis că sunt rădător, că mă pun la masă să discut cu ei. E un optimism alimentat paradoxal de disperare. Toți producătorii știu că în curând, în zonă, vor mai rămâne doar cei care vor accepta să trăiască din resturi. Ceilalți vor dispărea de pe piață. Un final tragic asigurat de un stat care nu știe să-și protejeze oamenii, dar e specialist în a inventa taxe și impozite. Dacă statul ar lucra corect și ar lua în considerare problemele noastre, acum așa cu Fernandie aici, sau noi am avea prețuri mai competitive. Azi am avut la firmă zi de salariu. În zi de salariu am o zi foarte grea, pentru că știu că trebuie să adun banii pentru oamenii mei. Și ieri am plătit 130 de milioane la stat, TVA și impozit pe salarii. Și atunci să nu mă gândesc la alternative, să supraviețuiesc. Când statul mă sâcâie și îmi ia toți banii,
Atunci, mie să-mi pare rău că am găsit o soluție ca să supraviețuiesc. Unde vrei? Trăim într-o țară în care de 13 ani o companie străină prosperă și se așează confortabil într-o poziție dominantă, în timp ce sunt îngropate mii de afaceri autohtone și, spun afaceriștii din Ardeal, alte zeci de mii de locuri de muncă ar putea dispărea odată cu inaugurarea noii fabrici de la Reci. Dacă și mai Coferul va pune mâna pe 5 milioane de metri cub, la ora actuală prelucrează peste 3 milioane de metri cub, la Seveșalba și la Rădăuți. Aici peste 1 milion iarăși, deci înseamnă că am ajuns acolo aproape la 5 milioane de metri cub. Ce se va întâmpla cu restul? Vom fi nevoiți să reducem forța de muncă din cauza lipsei materialelor. Am ajuns la o concluzie, cele 9 județe care vor fi afectați de noua investiție a Șoaicoferului se vor pierde peste 20.000 de locuri de muncă. Tibor Baico se luptă el însuși cu această forță. Are o fabrică de case din lemn și alte construcții pentru grădini. Ăsta va merge în Ungaria. E vorba de o căsuță foarte mică. Produsele care sunt în spate vor merge în Belgia. Cum vedeți, deja materialul așa pleacă de aici. Deci, în afară de prelucrare, e și vopsită. Tot ce produce merge la export. Cerere există, dar lui îi e din ce în ce mai greu să reziste. În ultimii 5 ani a fost nevoit să-și reducă numărul de angajați la jumătate, pentru că mai tot lemnul de calitate a ajuns la Holz Industrie și el n-a mai avut ce prelucra. Am participat la foarte multe licitații și se vede destul de clar că firma amintită forțează nota, deci vrea să ia totul. Sunt responsabili pentru viitorul copiilor mei, pentru angajații firmei. Nu este o bucurie să spui omului că, domnule, de mâine n-am cum să-ți dau o bucată de pâine, n-am cum să-ți dau un salariu, n-am cum să te mai țin, sunt forțat să te trimit în șomaj. Și ați făcut-o totuși. Am fost nevoit. Nu numai în cazul nostru, în foarte multe cazuri s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Anul trecut am prelucrat peste 2245 de metri cub de buștean parcă. Și din asta am reușit, până la urma urmei, să păstrăm locurile de muncă pentru 70 de persoane. Ce ni se va întâmpla în viitor, nu prea știu. Nici Laszlo Gábor nu știe. Halele fabricii lui, odinioară pline de oameni, sunt astăzi aproape pustii. Din 75 de angajați, a rămas cu 18. De când a apărut Schmeichhofer, cam jumătate din firme care pregurează lemn au închis. Angajații oamenii, acum majoritatea, lucrează în străinătate. În țările occidentale, nimeni nu vinde materia primă așa cum se vinde în România. Oare de ce trebuie să facem noi acest lucru? Avem oameni pricepuți, meșteri, chiar că sunt de clasă superioară, să zic așa. Păi de ce poate să lucreze templarii și dulgherii noștri în Franța, în Italia, în Spania și peste tot? N-ar putea să lucreze acasă, în sânul familiilor și în sânul comunităților? Nu pot pentru că nu-i lasă statul român. Când și-a concediat angajații, Laszlo a calculat, așa, ca exercițiu, câte afaceri locale ar putea supraviețui din lemnul care urmează să fie prelucrat la Reci într-o singură zi. Rezultatul l-a cutremurat. Vă dați seama, eu cel puțin bine auzite, așa știu că ei prelucrează zilnic 3.000 de metri cub de buștean. Câte societăți comerciale ar supraviețui din 3.000 de metri cubi? Eu cred că cel puțin 150 de societăți. Și dacă vorbim de producători de mobilă, este și mai mult. Noi, dintr-un metru cub de buștean, putem să scoatem cel puțin între 400 și 600 de euro. Ei, maxim 150-180 de euro dacă scoate dintr-un metru cub de buștean. E o diferență foarte mare. Cred că nici guvernanții noștri nu prea se gândesc la acest lucru, că ce diferență este de a încasa valută pentru țară. Și cu gândul la foștii angajați și la viitorul afacerii lui, Laszlo a înțeles ceva ce mulți politicieni de la București n-au vrut să priceapă niciodată. Dacă ar fi în comuna asta 5 firme mici, să zic așa, care au în total 150 de locuri de muncă, din aceia locuri de muncă toată lumea ar câștiga, că și comercianții, magazinele și tot ce este, prestările de serviciu, toată lumea ar trăi mai bine. Că dacă e capacitatea economică, adică avem forță economică și intră bani în comună, atunci și comuna trăiește mai bine. La rândul său, Alexander Bismarck a văzut destule în cariera lui îndelungată de militant pentru protejarea mediului. Și totuși, ceea ce se întâmplă în cazul companiei austriece îi se pare foarte ciudat.
We've been investigating this for a while. We've been able to change the law in the United States that makes it illegal to import wood that was taken legally somewhere else. And Europe has just passed the same principle and is now working on implementing it. The fact that you have such extraordinary illegal logging inside Europe as that law is being passed makes this a very interesting moment now. You know, to have such a powerful player in the wood business inside Europe, clearly accepting illegal wood, clearly cutting the last European forest, is an extraordinary situation. Proprietarul companiei, Gerald Schweighofer, nu a dorit să întâlnească echipa în premieră, deși i-am cerut un interviu încă din luna februarie. Ieri, cu o zi înaintea difuzării acestei anchete, Jürgen Bergner, membru în bordul grupului Schweighofer, a răspuns totuși întrebărilor noastre, precizând că Holz Industrie Schweighofer se supune tuturor legilor și regulamentelor din România în ceea ce privește tăierile și cantitățile de lemn exploatate. În fabricile ei se fac mereu controle, atât din partea autorităților române, cât și a unor auditori independenți, iar compania are o activitate transparentă și pune la dispoziție toate documentele necesare. De asemenea, se arată în mailul trimis redacției noastre, compania nu face negoți cu material lemnos. Neagă orice implicare în dosare privind achiziționarea de lemn tăiat ilegal și nu încurajează defrișările ilegale. Pentru că, spune oficialul, în istoria ei de 400 de ani, Holz Industrie Schweighofer a protejat întotdeauna pădurea și resursele naturale. Jürgen Bergner precizează că nu prevederea de limitare la 30% a accesului la lemn deranjează compania, ci faptul că noul cod silvic se implică în dezvoltarea unei companii private, încălcând libertatea de mișcare a mărfurilor, ceea ce contravine principiilor Uniunii Europene. Compania nu a dorit să comenteze însă înregistrările cu camera ascunsă realizate de investigatorul Alexander von Bismarck de la Environmental Investigation Agency.